că de final s-a ridicat o problemă interesantă care urmează să fie lămurită, bănuiesc, în orele care vin, și anume faptul că i-ar fi lăsat cumva jandarmii pe protestatari să pătrundă în curtea Parlamentului. Se fac niște cercetări, spunea ceva mai devreme ministrul internelor Lucian Bode. Dumnealui spunea că au fost 300 de jandarmi, că se va verifica inclusiv modul în care aceștia au intervenit. Cert este că au fost strânse probe, sunt persoane legitimate, sunt și alte persoane care au fost înregistrate și urmează să fie chemate la audieri. Nu a fost făcută vreo reținere. Sunt pur și simplu niște probe pe care le au câteva buletine pe care le-au verificat și urmează pe baza acestor date să cheme persoane la audieri și dacă vor fi găsite vinovate, vor fi trase la răspundere. Asta spunea ministrul internelor ceva mai devreme. Se știa de acest protest, chiar dacă astăzi reprezentantul jandarmeriei ne spunea că nu e un protest cu autorizație, cei drept se știa, fusese anunțat pe rețelele de socializare și intens promovat de liderii AUR. Nu au fost distruse mașinile corpului diplomatic, mai spunea ministrul internelor, se vor lămuri toate aceste lucruri pentru că au fost mașini vandalizate, dar încă nu se știe exact ale cui erau acele mașini, urmează să fie făcută o anchetă și cu siguranță vom mai afla niște lucruri. Și urmărim un scurt material cu ce s-a întâmplat astăzi la Parlament, după care comentăm toată această intervenție a jandarmeriei, care la rândul ei ascunde câteva chestiuni care sper că vor fi lămurite în orele următoare. Le vom comenta toate aceste lucruri cu domnul Dumitru Coarnă, deputat PSD. Haideți să vedem întâi materialul pregătit de colegi. Cei peste 2000 de oameni adunați în fața Parlamentului s-au împărțit în grupuri, au înconjurat clădirea, după care au forțat gardurile de acces. Pe unul dintre acestea le-au și rupt. În timp ce scandau libertate și venim peste voi, zeci de manifestanți au reușit, prin violență, să ajungă până pe treptele Senatului. Veniți că suntem mulți, suntem foarte mulți astăzi, veniți în fața Parlamentului, ia uitați câtă lume! În timp ce pe holuri se instaura panica, în curte lucrurile degenerau de la minut la minut. Mașinile ambasadorilor Japoniei și Statelor Unite ale Americii în România au fost vandalizate de protestatari cu grafiti în curtea Senatului. Pe caroseria mașinilor s-au scris mesaje precum hoți și asasini. Ambii diplomați străini rămăseseră blocați în Parlament. Ambasadorul Japoniei a ieșit din clădire pe un coridor făcut de SPP și jandarmerie. Între timp, în Parlament, deputații AUR au deranjat ședința și au cerut cuvântul după fiecare proiect de lege votat. Ei vor respingerea proiectului care privește certificatul verde. De aceea au și organizat acest protest la care au chemat oameni continuu de la ora 8 dimineața. George Simion le transmisese celor pe care îi chema în stradă să ceară anularea documentului. Doar că în Parlament, dezbaterea pe tema certificatului fusese amânată cu o zi în urmă. Parlamentarii nu au avut curaj să voteze. Ei mă întrebau acum pe unde să ieșim, George. Ei au anunțat o asumare a răspunderii pe certificatul verde. Noi respingem această cale de a impune, fără vot. Protestul AUR a creat haos și panică în Parlament, dar și pe Bulevardul Națiunilor Unite, unde circulația a fost blocată toată dimineața. După ora 13, manifestanții s-au dus spre guvern și Palatul Cotroceni.